În ultima perioadă, Roman TV a prezentat situațiile precare ale unor oameni care domiciliază în oraș și care apelează redacția disperați că nu au alimente sau nu au cu ce să-și plătească facturile. Din acest punct de vedere, cele mai în măsură entități să ofere sprijin social, medical sau economic ar fi direcțiile de asistență socială, doar că acestea pot ajuta astfel de cazuri doar prin intermediul unor cadre legislative destul de fixe sau dacă sunt sesizate de alte entități despre existența lor. Aici sunt activități specifice fiecărei direcții. De exemplu, direcția de asistență socială cu problemele pe care le întâmpină are obligația de a-și crea o strategie, un mod de informare și de colaborare cu autoritatea publică. De aceea, dacă acesta este un exemplu bun și de urmat, sigur, nu ar trebui să fie lăsat deoparte nici de colegii noștri de la Direcția de Asistență Socială, pentru că, într-adevăr, sunt de multe ori, poate nu reușim să fim la curent cu toate cazurile care au nevoie de sprijin din partea noastră. Atât prin intermediul platformei informatice, cât prin intermediul telefoanelor pe care le avem la dispoziție, pot suna chiar la noi, dacă nu reușesc să ia cea mai simplă formă de a se adresa cuiva. Sigur, vin și la dumneavoastră având în vedere că puteți să promovați acest caz și să ne transmiteți de foarte multe ori. Știm că chiar ne atenționați, ne spuneți că a sunat cineva la redacție și v-a dus la cunoștință un caz. Noi, sigur, preluăm problematica. La fel, oricine dorește sau are o problemă și dorește să aibă un sprijin sau să aducă la cunoștință o problematică, mai ales că acum e mai greu. Unii sunt greu transportabili, alții în momentul de față și accesul în instituții este limitat și atunci cel mai ușor te adresezi ori printr-o solicitare online dacă ai la dispoziție și tot ce trebuie, dacă nu, cred că telefonic este cel mai ușor să apeleze la numele de telefon publice și de la Direcția de Asistență Socială și de la primărie. De cealaltă parte, viceprimarul Radu Samson spune că și biserica, asociațiile de proprietari sau vecinii ar trebui să fie implicați mai mult în acest proces de identificare a unor persoane aflate în situații de risc. Din păcate, în Roma nu există o colaborare extraordinară între mai mulți actori sociali care ar trebui să participe la identificarea acestor cazuri. De exemplu, la înființarea serviciului de îngrijire la domiciliu, colegii de la Direcția de Asistență Socială au trimis adrese scrise către asociațiile de proprietari, au contactat parohi ai bisericilor și medici de familie din oraș cu scopul de a populariza existența acestui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane în vârstă și de a identifica împreună cu ceilalți actori sociali, că până la urmă și preotul și medicul de familie sunt tot un asistent social acolo în bucățica de comunitate pe care o păstoresc. Și s-a încercat o colaborare. Din păcate nu am primit foarte multe cazuri după toate aceste demersuri. Noi nu putem să batem la uși, dar colegii nu pot să bată la ușă să întrebe dacă sunteți bine, dacă sunteți în vârstă sau sunteți tânăr și dacă aveți nevoie de ceva la noi. Facem un apel către toți preoții care păstoresc parohii în Roma, indiferent de cultul din care fac parte, către toți medicii de familie, către toți președinții și administratorii de asociații de proprietari și către toți vecinii de bună credință, pentru că până la urmă vecinul e cel mai apropiat de un caz al unei persoane aflate în situație de risc, să apeleze sau să ne aducă la cunoștință nouă la Direcția de Asistență Socială orice caz de persoană aflată în situații de risc. O astfel de inițiativă a fost deja luată de Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei Piatra Neamț, care a transmis asociațiilor de proprietari să semnaleze situațiile în care printre locatari există persoane în stare de vulnerabilitate. Conform apelului, asistenții sociali pietreni vor interveni cu celeritate pentru a acorda servicii sociale persoanelor vârstnice dependente medico-socială în vederea asigurării nevoilor existențiale, prevenirii și limitării excluziunii și marginalizării sociale și asigurării unei vieți decente și demne.